Zile grele pentru românii care își desfășoară activitatea pe persoană fizică. Birurile pentru PFA sunt din ce în ce mai mari. Odată cu ordonanța Trenuleț, din decembrie se schimbă contribuția de asigurări de sănătate începând cu veniturile la activități independente din anul 2024. Din acest an, la CASS se va plăti 10% la venitul realizat sau la norma de venit și va fi plafonată la 60 de salarii minime. Astfel se va raporta la o bază de calcul care nu poate fi mai mare de 60 de salarii la venitul net, respectiv norma anuală de venit ajustată. Legea aplicată pentru veniturile din 2024 prevede faptul că persoanele fizice care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe țară. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale. Nicăieri în textul de lege nu se prevede posibilitatea venitului zero, pierderile sau activitatea închisă în timpul anului din care să se deducă existența datoriilor pentru diferența CASS. Cu alte cuvinte, cu sau fără bani, tot putem fi datori la CASS.